schimbă tehnologia modul de relaționare al adulților și cum se schimbă paradigma comunicării în această lume tehnologică? Relaționarea există și prin intermediul calculatorului, dar ea nu este una autentică, nu este tocmai relaționarea dezirabilă. Întotdeauna acest gen de relaționare este, dacă vreți, mai săracă. Nu este chiar ceea ce probabil oamenii și-ar dori cu adevărat. Lipsa timpului, în schimb, îi determină pe unii la acest gen de contact. Care sunt pericolele create de dependența de calculator și cum se pot rezolva problemele create de această dependență? Întotdeauna măsura este cheia. Nu uzul calculatorului ar fi o problemă, ci abuzul în acest sens. Calculatorul este necesar, dar nu trebuie să fie un scop în sine. Calculatorul este, evident, un succes din punct de vedere al tehnologiei, dar această tehnologie nu trebuie să ne confiște existența. Aici există riscul. Cum schimbă lumea virtuală percepția adulților despre lume și viață în general? Aș separa lumea virtuală de lumea reală. Cei care investesc foarte mult în lumea virtuală riscă să piardă foarte mult din lumea reală. În general, când ai o lume reală bogată sau îmbogățită, dorința ta de a merge spre lumea virtuală este mai mică. Atunci când lumea reală nu te mulțumește foarte mult, automat omul caută variante. Dar aceasta nu este chiar varianta cea mai bună. Poate fi o capcană, repet, prin lipsa măsurii. Cât de periculoasă este lumea virtuală pentru copii și ce sfat vrei ați avea pentru părinții unui copil sub 16 ani? Aș spune că pentru copii este chiar mai periculoasă, pentru că copilul își formează tot felul de deprinderi și de multe ori, dacă vreți, din punct de vedere al manevrelor pe calculator, dacă le pot numi astfel, poate să întreacă adultul. Este bine pentru părinte să-și supravegheze copilul, dar să-i și explice rolul măsurii în utilizarea calculatorului. Nu să nu-și lase copilul la calculator, dar să explice și care sunt pericolele, dar pe înțelesul cognitiv al copilului. De ce credeți că există acel refugiu al adulților în jocuri, în jocurile pe internet, indiferent că sunt online sau că sunt pe suport propriului calculator? Refugiul al adulților pe jocurile online. Mulți cred că se relaxează așa. Există o relaxare până într-un anumit punct. Când tu deja începi să-ți depășești propriile scoruri, devii foarte captiv. Nu-ți mai dai seama că te-ai așezat la ora 5 după amiaza și între timp s-a făcut ora 2 noaptea. Și a doua zi mergi foarte obosit, ai destule insatisfacții care te conduc iarăși către calculator, poate ajungi la un scor și mai bun, poate ajungi să performezi, ca să spun așa, iarăși pe calculator, se creează această dependență. Este ca un cerc vicios. Cât de periculoasă e dependența aceasta pentru adulți? Este periculoasă pentru că existența lor devine foarte săracă pe alte planuri. Mă refer viața de familie, care se poate altera semnificativ, mă refer relația cu copiii, cu rudele, cu prietenii. Sunt oameni care sunt pe care îi găsim mai greu, poate, în sălile de teatru sau în sălile de concert sau la munte sau făcând excursii, pentru că lumea lor devine, aș spune, în mod fals, foarte comodă, stând pe scaun în fața unui calculator. Dar, practic, deși li se pare că au un univers, au o lume foarte săracă. Cum îi pot ajuta cei apropiați, pe cei care cad în patima jocurilor online? În primul rând, nu printr-o critică severă, ci printr-un ajutor serios, real, constant. În primul rând, cel care are această adicție, această dependență, trebuie în primul rând să o conștientizeze, să realizeze el că are această dependență. Realizând că ai o dependență, realizând că ai o problemă, poți lupta pentru a redeveni un om în tot echilibrul lui posibil.